Nu-i problemă. Încercăm o manevră acum. Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi vreau să vă invit cu mine să mai asistați la o operațiune de salvare. Un coleg de-al meu a intrat într-un șanț. Tot ceva de genul cum a intrat și moșul în ultima operațiune de salvare. Și astăzi mergem din nou să salvăm acest coleg. Colegul care este acum este nou. Are, cred, cam o lună de zile de când este pe acest traseu. Am fost la magazin, am cumpărat această funie cu cârlige, pentru că atunci cu moșul am împrumutat-o de la cineva și acum mi-am luat o funie să o am aici, în mașină, când se știe, când se mai întâmplă o chestie de genul. Și am vreo 9 km de mers până la destinație, până ajung la locul faptei. Și stați aproape să vedem cât de rău a intrat în șanță colegul meu. Să vedem, îl putem scoate, nu îl putem scoate, venim cu tractorul, vedem. Hai, stați aproape, nu uitați să dați like și să vă abonați. Vreau să vă mai zic că este ultima zi de curierat. Astăzi, joi, 30 decembrie, mâine este Revelionul, vineri, stăm acasă, suntem liberi. Asta este ultimul vlog, fraților, pe anul acesta și poate noul an o să fie mai bine. O să cresc și eu în abonați, o să fie comunitatea asta mai mare. Așa că nu mai stați pe gânduri, fraților. Like, 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 abonați-vă să fie totul bine. Să pot posta din ce în ce mai multe vloguri pentru voi. Astea sunt cablurile, fraților. 10 euro în Peco, am dat pe ele. Și vedem dacă își face treaba, e puțin cam subțire. Funie asta, cablu ce-o fi, funie, cred, da, funie. Dar vedem dacă ține, vedeți. Ai, 11 euro. Da. Vedem cât de bună este. Haideți că l-am văzut, este acolo. Ficăm, vedem că ajungem acolo. Și revin cu imagine, fraților. Hai. Hai, fraților, că nu e grav. E doar cu spatele puțin intrat acolo. E puțin suspendată din stânga de aici. Dar o spate nu vorbi, nicio problemă. Iulia, de ce zici? Pune mult și bagă tare. Da, da, da. Nu-i problemă. Încercăm o manevră acum. Se pune Iuliana în stânga aici, că dacă se pune în stânga se lasă mașina. Se lasă. Ia. Cu greutate și eu o să mă pun la volan. Ah, da, 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 da. Aha. Și eu la volan. Și încercăm așa să o scoatem. Dacă nu, o tractăm. Hai să vedem. Mașina mea e acolo. Și revenim. Hai să vedem dacă este de aici. E șansul cu măricel. Așa. Hai. Gata, fraților, a fost ușor. Da și voi aici. Nimica toată. Da, bine. Vezi, dacă era suspendată, nu prindea. Da, așa s-a pus Iuliana în dreapta, eu în stânga și am scos-o. Da, Iuliana. Mai ai stopuri de dat? Da. Mai ai, e? Păi le-am luat, lui Cristi. Ah, e la de la Cristi. Da. Mai am 200 de lemene și 206 de lemene. Misiunea asta a fost ușoară. A fost grea. Da, eu luasem funii la Cristi. Păi trebuie să te ajut și dacă tot. Mai ai de tăline, nu mai ai stopuri de tare, nu? Cel mai are două mai am. Și restul lui Cristi. Dar oprii să mă întorc înapoi. Hai că merg cu tine, eu așa, am început eu așa pe acolo. Hai, te ajut, hai așa. Lași unde să parchezi și o mașină. Unde să o parchezi oare? Să o parchezi undeva. Și după aia mă aduci tu la mașină înapoi. Păi știi. Mine până la Peco, la... Unde? La azi. La Via? Credeți mă duc eu de acolo, la Peco. Da? Ah, hai de acolo, la Peco, hai. Da, fraților. Mergem să... Livrăm câteva stopuri care le-am împrumutat de la un coleg. Hai, da, frate, am barcat după acolo. Hai, le-am făcut loc aici. Hai să-i dăm. Hai să-i dăm tare. Și astea stopuri, zici că ai? Da, ce spune adresele, le... mă, pun în ele. Le-ai pe foaie trecute? Le-ai trecut. Nu ești? Nu se stea? Nu, se stea, nu trec cu Cristi. Ah. Eu le bag pe GPS. Și mergem la fiecare. Da, fraților, sunt aici cu Iulian. Am plecat să dăm 6 stopuri avem de dat. Iulian are cam cât ai, o lună de zile de când ești la curieră, nu? 3 săptămâni, da. 3 săptămâni, dar oricum se descurcă, e totul bine. Oricum la curierat se întâmplă chestii de astea. De acum o să vină zăpada și o să intrăm în șanțuri la greu. Mi-am pregătit funea, mi-am cumpărat-o, am acolo mașină. Dacă Iulian, dacă se întâmplă ceva, mă zic că mi-am luat funii. Eu am necazuri de seama. Da, și eu am trecut, am intrat și un șanț la greu. Stânga
aici, la intersecție. Bă, faza e că dacă eram plin, nu ieșeam așa ușor. Dacă erai plin, nu ieșeai, da? Că... greu ieșeai de acolo, că... bine, dacă aveai și greutate pe spate, dacă era duba plin dimineața, cum îi pleci tu dimineața... Dacă duba era duba... dacă aveai pilul, dacă aveai pilul cu atâtea pachete, sigur nu ieșeai de acolo. Dacă eram plin, nu mai intram. Da, da, da. Când mă duc, cum mă fura de cur. Da, se întâmplă, ți-am zis și eu, de câte ori n-am intrat. N-ai cum, frate, că străzile aici în Germania sunt foarte înguste. Și nu prea mă se întorci așa. Te bagă pe niște străzi de... da, da, te bagă pe niște străzi, dubele astea sunt mari. Sunt de la model lung și mai înalt și mai lung și așa. Și nu prea un să întorci așa. Și, na. Și ca să nu așa faci kilometri, întorci, mai faci astea românești, cum să le zice. Și număr avea Cristi 1910, parcă. Da, 1910, hai la scanner. Trebuie să-i scanezi pachetele. Tot înainte. Da, tot înainte. Și zici că nu, nu cum ești. Și zici că nu, n-ai mai condus dube? Așa mari până acum. Am mai condus și Iveco, da, la carosa, dar la era mai îngust. Mai îngust, da. Și altceva, fără oglinda aici în asultat. Da, da, da. Da, e, durează cam să te obișnuiești cu tuba, că durează cam așa, cam o lună de zile ca să o știi perfect, că o controlezi cum trebuie. Așa n-am treabă, dar s-a întâmplat una. Da, da, se întâmplă la toată lumea, nu e problemă, mai ales să conduci zi de zi, nu că conduci din an în pași și zici că voi. Aici o să întâmplă, adică o să faci multe pe, dacă rămâi la curierat. O să vezi câte accidente l-am făcut și eu și câte prostii și câte... conduci zi de zi și n-ai cum să nu se întâmple ceva, n-ai cum, că... dai de tot felul de oameni în trafic și tot felul de manevre faci. Am zis, când dați cu spatele de pe străzi, când ieșiți în străzi principale, e belea. Am făcut două accidente când dădeam cu spatele și am în strada principală. Două accidente am făcut. Eu cu mașina mea am călcat un moș, m-a dat cu pula în sus. Da, 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 se întâmplă, n-a ce să faci, n-a avem ce faci. L-am lovit și mi-a zis, mi-a trimis foaia acasă, m-a dat moșul în judecat. Și îmi zicea dacă sunt de acord să fac pușcării. Da, sunt de acord, da? Acordă, nu? Hai, eu, că vin acum. Hai, că vin, spre pregătit ce să. Mă duc, mi-a leg camera și ca da, să da, fie da, treaba bună. Toate, tot ce trebuie. Da, și mai avem până la primul stop, 2 km. Aici fac stânga, nu? Peste 500 da, la intersecție stânga. Virați la stânga pe Tomator. Păi aici am ajuns în cartierul meu. Ce, pe aici ai dai și tu? Păi am aici, stânga. Mai ai și tu pe lângă. Vezi răzvestea, pleau. Da. Blondule, dacă vezi acest vlog, să știi că suntem pe zona ta aici, treci la muncă, ești din carantină și treci la muncă și dezi stopurile. Și hai, fraților, noi livrăm pe sate, în oraș, în centru, e belea. Suntem pe centru, în Zoest. Și bun, na, ne chinuim să livrăm colete aici. Uite, bă, că vezi și într-o paginată. Da, da, nu te lasă ăștia, nu se dau oamenii din fața ta. Străzile foarte înguste, semafoare, aglomerație. Bă, ești ca dat drumul la baraj. Sunt curcate rău numerele, nu? E rău tare, nici GPS-ul nu mai știe ce să fac. Mai zis Iulian, e și nou. Fix asta ne merită astăzi. Să dea câteva stopuri în centru. Casa. Hai să vedem, cât ești. Ce ești, Iulian? E gând, nu-i bună urmă. Asta mai trebuie. Asta mai trebuie. Mama, abia ne lasă ăștia. Îi dăm de scârzi eroții. Cât aceea mai peste 200 de metri, la sensul giratoriu, urmați a treia ieșire spre Alte Grevărol. Da, aia faci. 200. Vine și salvarea. Poliția sau unde e? O vezi? Nu știu nu știu unde. Da, am dat două stopuri de-abia. Unu. Unu, nu? Unu am dat. Păi dar ăla nu mai e. Ăla e firma. A, ăla stai că era firma închisă. Unu i-am dat că e închisă firma. Și mai avem vreo trei stopuri. Trei, patru. Patru. Bă, dar două semafoare și sens giratoriu, pentru nu mai înțeles. Să-mi va pula în Germania din mai înțeleg da, ce. Da, 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 e... te zăpăcești, ți-am zis. Centru te zăpăcești. Blondule trece la muncă. Da. Ia-ți înapoi stopurile. Și... duba. Și duba ia-ți înapoi că am în două zilele. Și duba și stopurile. Și centrul ăsta. Are rupt ăsta la lichid de parbriș. Într-o zi am spălat cu apa, am dat drumul la șergătoare la maxim. La treia, nu? Da. Am dat drumul la șergătoare la maxim. Am ieșit afară și aruncam cu apa pe parbriș ca să spăl geamul. Spăl geamul. A luat iurea, nu? A, e duba veche.
și veche și... Bă, are... veche n-ar fi. N-ar fi veche, da, normal, dar are mulți kilometri. Peste 200 de metri, virați la dreapta. Ia uite, fraților, GPS-ul. Trebuie să trecem pe aici. Aici, virați strada închisă. Virăm la stânga și... strada închisă. Acum, nu vă dați seama ce stradă e asta, că e îngustă, de-abia încape Duba. Și acum trebuie să dăm cu spatele, putem șinde pe ea. Și în spate acolo e foarte îngust, mai făi iată curba aia acum. Hai, mai cum ești și tu. N-ai ce face, frate. Iuliane, hebelea. Cum să nu te enervezi, fraților? Vezi că... bă, da. GPS-ul nu te ajută, străzile astea nici ele nu te ajută, uite și aici e stradă. Bagi la omul ăsta în garaj? Pune la omul ăsta în garaj, ies afară, ne înjură. Aia e. Revenim cu update. Chiar că n-am cum să... Gata, fraților, mă duc și eu spre casă. Le-am ajutat să livreze și acele stopuri și cam asta este. Nu v-am arătat ceva important, educativ sau ceva de genul, dar v-am arătat doar o întâmplare din curierat, care se mai întâmplă din când în când și chiar nu avem ce face. Cât de șoferi buni am fi, nu ai cum să eviți aceste întâmplări. Da, păi cam atât, fraților, vă las. Ne vedem la anul, în următorul an, în 2022. Vlogul ăsta o să apară de Revelion și vă zic doar atât. Un an fericit, plin de realizări și noul an să vă aducă doar bucurii. Eu sunt Cristi Panainte, Borș, până data viitoare, fraților, multă baftă tuturor. Pe noul an! Pa!